După 2 ani de bătut la ușile guvernului, primarul Petre Iordache a reușit să obțină finanțare pentru Centrul de Informare și Promovare Turistică în orașul Ocnele Mari. Primăria localității Vulcene a lansat proiectul Crearea Centrului de Informare și Promovare Turistică în orașul Ocnele Mari și dotarea acestuia. Finanțat în cadrul programului operațional regional 2007-2013, axa prioritară numărul 5. Proiectul va trebui implementat până pe 12.08.2015. Practic, el are o durată de implementare de 6 luni. Ca activități principale în cadrul proiectului sunt următoarele. Activitățile legate de promovare și informare, ceea ce facem noi acum, ce am început. Activitatea legată strict de construcția și dotarea centrului de promovare turistică, activități de realizare a unui portal web ce va fi administrat de personalul care va fi angajat la acest centru și activitățile tehnice, să zic așa, de audit, dirigenția asistență tehnică. Noi, în perspectivă, urmărim, noi avem agenții în stare turism. Și noi nu ne luăm niciun procent. Și am putea să luăm cam 2%, am înțeles la directoare, oferindu-le niște servicii. Adică, un fel de dispecerat, un program, te anunță, depinde cum ne impunem și noi. Și că ne tragem lui jalt pe localitate. Alo, centru de informare, cu tare. Da, să dau tot felul de pliante, de uite, să venim de sare, să încadrează, mai ales că acum ne ocupăm de centrul ăsta, urmează Casa de Cultură.